Nu am auzit vreodată un sfânt să-l laude pe cineva. Copilul trebuie sărutat numai în somn. Cred că numai orgoliu are nevoie de laudă și apreciere. Pierzi energie. Este falsitate. E delicat cu copiii. Nu e nevoie să avem prea multă grijă cu ei pentru că ni se urcă în cap și apoi o să ne respingă și le facem rău. Am observat că dacă lăudăm pe cineva, urmează să ne atace. Următorul pas este un atac din partea celuilalt. Deci după laudă vine atacul lor. Le crește orgoliu, răutatea. Și apoi se supără din nimic. Se enervează degeaba, se irită ușor, nu imediat. Cred că lauda este un atac la persoană. Aprecierea și lauda cresc orgoliu și îi dezechilibrăm. De aceea ne atacă. Deci nu e bine. Să-i lăudăm și să-i apreciem în față. Când lauzi un copil pentru o notă bună, a doua zi vine cu o notă proastă sau cu o nefericire. Cred că îi luăm din energie, o furăm. Este de fapt un de ochi și le facem rău, dar vine matematic. Aprecierea și lauda celorlalți fac rău. Noi de fapt apreciem ego-ul și din cauza asta îl întărim în celălalt. Ego-ul se bucură, diavolul se bucură când este lăudat și apreciat. Dar dacă cineva nu are ego, este indiferent, nu este afectat. Numai cel care are egoism reacționează rău. Lauda se rezolvă, se înlătură, consecințele negative se înlătură prin respingere. Lingușirea te face să reacționezi pe loc și să respingi lingușirea. Dacă nu avem un ego mare, lingușirea și lauda nu se întâmplă. Ego-ul nostru atrage lauda și aprecierea din față. Ego-ul nostru se hrănește cu durere. Dacă nu îți înfrângi ego-ul, nu se mai întâmplă nicio apreciere și nicio laudă. Întotdeauna aprecierea și lauda sunt făcute dintr-un interes meschin, lingușeala fără rost. Iar dacă pe copii îi lauzi, ei vor face pe dos și te vor dezamăgi. De fapt, lauda este un atac la persoana lor, un atac la sufletul lor și le întărește ego-ul și lor și ție. Lauda de sine nu miroasea bine. Noi și ceilalți și copiii se vor pune mai sus când îi lăudăm și apoi cad. Când le preiei greutățile, când dăruiești celui care nu are nevoie, le crește orgoliu, deci le faci rău și lor și ție. Atunci te erigezi în salvator și salvatorul distruge armonia vieții. La dăruirea, problema noastră este cu scopul, să nu dai cu un scop, ca să obții un beneficiu, o apreciere, o recunoștință, o laudă. Cred că aici este problema, când dai cu un scop, când vrei ceva în schimb, să fii remarcat, să fii apreciat, să fii văzut, să atragi atenția. Noi când dăm, dăm cu un interes, cu un scop. Bărbații când dau ceva femeilor, dau numai cu un scop sexual, pentru apropiere. Altfel, bărbatul nu dă nimic unei femei. Îi dau, spre exemplu, ca să atragă atenția, să primească atenție. Mereu fac asta la femei. Întotdeauna când dau ceva unei femei, un dar, un cadou, dau cu un interes de a cuceri. Altfel nu dau, pentru că sunt zgârciți. Scopul este întotdeauna numai și numai sexual. Altfel nici nu vorbesc cu o femeie decât dacă le place, doar cu un interes. Dacă femeia primește, înseamnă că ei pot să înainteze. Este un limbaj al gesturilor și ei folosesc ca să cucerească de multe ori lauda, aprecierea în față. Când le place o femeie, o laudă. Lauda este întotdeauna a diavolului. Interesul bărbatului este meschin când abordează femeia. Altfel nu o abordează. Femeia ar trebui să se ferească de bărbații care o laudă. Sunt prădători. Vor doar apropiere și să petreacă timp cu ele. Ne trebuie puțină voință și să nu ascultăm gândurile de îndoială. Pentru că Dumnezeu nu dă așa ceva. El doar încurajează. El este bucurie. Când suntem triști, nu este adevărat ce spunem. Dar când orgoliul nostru este mare, el devine sabie. Dar când este mic, Dumnezeu este bucurie, bucuria de a iubi. Cea mai frumoasă dăruire pe care o poți face oamenilor este înfrângerea ego-ului tău. Nu lucruri materiale, fiindcă lucrurile materiale cresc orgoliul oamenilor, însă când tu le dăruiești înfrângerea diavolului din tine,
le faci cea mai mare bucurie, bucuria sufletului. Și nu mai poți să-i ataci și nu te mai pot ataca și asta este cea mai mare fericire pentru voi. Când dai materie cu scop, ego-ul se bucură, dar când dai înfrânarea ego-ului tău, Dumnezeu se bucură. Fără ego, Dumnezeu va lua o atitudine prin tine, dar nu știi care. Pentru că El se poate manifesta și prin bine și prin rău. El poate să și corecteze. Iar corecția Lui prin tine este tot dorire. Dumnezeu vine în noi și se manifestă prin noi numai după înfrângerea ego-ului. Când nu te lupți pentru dreptatea ta, este dăruire. Când nu te lupți pentru mai mult binele tău, este dăruire. Când lași viața să curgă și nu intervii, este dăruire. Aceasta este adevărata dăruire care o poți face oamenilor. Exemplul tău personal, modul tău de a fi în divin, este cel mai mare bine pe care îl poți face oamenilor. Nu să le dai ceva anume sau să-i ajuți, ci să fii tu în divin. Este cel mai mare dar pe care îl poți face oamenilor. Odată cu străduința înfrângerii ego-ului nostru, cu fermitatea de a stărui pe această cale, până la urmă vom reuși. Cu fiecare zi prin care ne înfrângem orgoliu, ne apropiem de Dumnezeu. Cred că este nevoie de mii de jertfe de sine, de constanță în jertfire. Nu ne dezleagă dacă nu ne facem norma, ca la Solomon. După mii de jertfe de sine, a venit la el și a spus, iată-mă, ce dorești? Și apoi vine darul. Fără jertfirea ego-ului tău, a diavolului, Dumnezeu nu are loc unde să vină. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta clar. Trebuie să ne facem norma de jertfă. După mii de jertfe de sine, trebuie să ne transformăm noi. Dacă nu ne înfrângem ego-ul, el nu are unde să vină. De aceea nu vine. Pentru că încă mai alegem comoditatea, savoară. Este nevoie de mii de jertfe sau o viață, nu de mii de cuvinte. Omul nu vrea să înțeleagă că trebuie să-și înfrângă ego-ul ca să îi se schimbe soarta și destinul. Oamenii vor să facă ceva mecanic care să nu le antreneze responsabilitatea schimbării de sine. Din cauza asta nu au rezultate. De fapt, nu vor să schimbe modul de a privi lucrurile, gândirea. Vor doar să facă, dar nu vor să schimbe modul de a privi viața. Cu fiecare pas prin care ne înfrângem ego-ul, ne apropiem de Dumnezeu. Și El spre noi vine. Nimeni nu vorbește de această înfrângere a orgolului decât vag și nu pricep nimic. Această învățătură este dată numai celor care se străduiesc să-și învingă orgoliu ca să se apropie de divin. Învățătura se îmbogățește continuu, integrând noi și noi aspecte diferite. Numai după mii de jertfe se ia vălul. Cel care se duce spre fericirile lumii atrage de același fel. Cel care își întărește ego-ul vine spre el la fel. Ce prelungește viața? Înfometarea. Dar nu este suficient, fiindcă energia se pierde prin toate modurile. Nu este numai să nu faci abuz, să nu mănânci. Trebuie să oprești scurgerea de energie în toate modurile, de exemplu shoppingul. Îți plac mașinile, vrei mai mulți bani. Investiția materie este pierdere de viață și este foarte periculoasă. Apoi ne trezim cu boli și nu avem un motiv. Nu știm de ce a venit boala, nu știm de ce a venit accidentul, de ce a venit pierderea. Deci noi, ca să gestionăm succesul și pierderea, trebuie să gestionăm comportamentul sau atitudinea noastră față de plăcerile vieții. Și este ușor. Când te retragi din plăcerile vieții, energia subtilă crește și sufletul este cel care realizează situații de viață favorabile. Toți vorbesc despre bani, 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 dar banii nu se pot obține decât în măsura în care nu vrei banii. Trebuie să nu vrei bani ca să-ți vină bani. Trebuie să nu vrei fericirile lumii ca să vină fericirile lumii. Și fericirea lumii îți vine până în momentul în care te atașezi. Iar când te atașezi, va veni împotriva ta. De dimineață până seară, în fiecare moment al zilei, să fim atenți ce alegem. Să nu alegem ușorul și plăcutul. Asta să fie regula vieții, să te restrângi în toate modurile posibile, să te autolimitezi continuu și atunci materia este restrânsă și ea se transformă în suflet. Noi nu putem căpăta suflet fiindcă avem o cantitate fixă de ani
la viață și de obicei îi rosim pe plăceri. Așa suntem obișnuiți, așa vedem la toată lumea și credem că asta este normalitatea, să alergăm o viață întreagă după cât mai mult bine pentru sine. Așa credem că este normal, dar se pierde suflet. Noi pierdem suflet. Occidentul zice, time is money, adică timpul este bani, pe când orientalul zice, time is soul, adică timpul este suflet. Deci, momentul în care petreci prea mult cu lumea, tu pierzi suflet. Pierzi suflet pe orice plăcere exagerată și pui materia pe primul plan, pe orice petrecere. Dincolo, sufletul nu înseamnă că este izolat. Sufletul face totul în timpul zilei, dar pentru ceilalți, nu pentru sine. Sufletul nu știe ce să facă ca să le fie celorlalți mai bine. Sufletul doar se restrânge, este atent să restrângă materia ca să nu piardă viață. Ce înseamnă să fii fericit? Tot timpul să te restrângi. Fericirea nu pornește decât de la cel care se îndepărtează de fericirile lumii. Deci când te îndepărtezi de atracțiile vieții, te apropii de divin. Numai acela poate să primească totul de la viață, dar primește cât are nevoie, dar dacă se duce mai mult spre viață și vrea mai mult și nu se mai oprește, atunci cade în sistemul vechi care face primordialitatea materiei, lumii, plăcerilor ei, fericirilor ei. Și mai periculos lucru pentru fiecare dintre noi sunt aceste fericiri care aparent sunt nevinovate. Când mănânci o mâncare plăcută la gust până la capăt, înseamnă că pui corpul pe primul plan și ai început să pierzi viață. Tot ce aparține acestei lumi trebuie să înțelegem că ia din viața sufletului și ne omoară. Îți iei o haină mai frumoasă, o pui în cuier și îți ia din viață static, continuu, că este mai mult decât ai nevoie. Tot ce este mai mult, tot ce depășește necesitatea, îți ia din energie și trebuie oprit. Și vei fi nefericit. Dumnezeu nu este în biserică. El este în faptul zilei, în fiecare din momentele de viață și la El ajungi numai când refuzi atracția vieții. Când te depărtezi de fericirile acestei lumi, de atracțiile ei periodic și continuu. Cu cât te îndepărtezi mai mult, cu atât se încarcă sufletul. Cu cât te duci spre materie, cu atât pierzi suflet, pierzi viață. Ăsta este tot secretul. Nimeni nu poate să facă asta, fiindcă tiparele și programele sunt pe materie. Acolo este esențializat. Nu ne lasă nici limbajul, fiindcă este construit pe exterior și ne duce în ideea că exteriorul te face fericit, pentru că urmărești o performanță în afară, și datorită faptului că el este concentrat pe exterior, avem impresia că exterior este cel care ne dă fericire, când de fapt este invers. Atunci când am făcut mișcarea lentă, mâncam foarte puțin și nu aveam nevoie de mâncare și mi-am dat seama că noi nu ne hrănim cu mâncare. Mâncarea trebuie să fie mătură, cât mai brută și cât mai apropiată de natură, fără gust și puțin. Atunci este o mătură și accentul este pus pe curățarea celulelor și a intestinului gros și a trăi mai mult. Toată structura vieții este un abator de oameni, o mare oameni. Este un continuu război împotriva noastră și este războiul care este din noi, este lăcomia noastră, este diavolul din noi. Diavolul chiar există și este real, este în noi și în jurul nostru. Este cu tine, lângă tine, în casă, cu tine, la serviciu și peste tot. Trebuie să înțelegi că nu trebuie să te apropii de ei, să interacționezi cu ei prea mult, că se întrepătrund câmpurile și te atacă. Energia brută atacă energia înaltă. Materia, ca să supraviețuiască, se hrănește cu privirea noastră. Noi când ne uităm în jur și vedem strălucirea lumii, noi dăm viață și energie. Prin noi vine energie de la izvorul vieții și întreține imaginea pe care ne-am pus atenția. Când suntem indiferenți, nu mai dăm energie așa cu totul și nu mai pierdem. Trebuie să înțelegem că pierdem viață pe exterior din cauza asta. Nepăsarea este soluția, adică este operația inversă pe care a făcut-o Adam. Adam s-a dus spre materie ca nebunul și noi acum trebuie să ne îndepărtăm de materie ca nebunii, continuu. Și atunci ne retragem în suflet. Atunci procesele de degradare ale organismului și de destrămare a destinului nostru se încetinesc sau se opresc sau se consumă programele autodestructive din spate. Ca să fim în regulă în lumea asta, rolul nostru este că am venit aici ca să ne încărcăm ca o baterie cu energie subtilă. Am venit aici să căutăm greul, exact afirmația care am avut-o eu în lumea de dincolo. Așa am zis, dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți, dar nu mai mari decât pot să duc.
Mi-a venit pentru greul acela. Greul acela te încarcă, nu am zis fericire și plăceri. Aș fi putut, pentru că veneam de la prag, aveam o energie foarte mare de împlinire și puteam să am tot, să fiu cel mai bogat om, dar am ales greutăți, că numai greutățile te înalță. Sensul vieții nu este a aduna și a câștiga și a te bucura cu simțul. Sensul vieții este dincolo de atracțiile acestei lumi. Ai venit aici ca mijlocul atracțiilor vieții să nu le vrei, că nu le vrei.